Diferențe de viziune între Nicolae Ciucă și Alexandru Rafila în legătură cu introducerea certificatului verde. Candidatul PSD la șefia Ministerului Sănătății a declarat în cadrul audierilor că certificatul digital trebuie introdus la momentul oportun, contrazicându-l astfel pe premierul desemnat Nicolae Ciucă, care cu o zi înainte a cerut să fie adoptată cu prioritate inițiativa legislativă a certificatului verde. Este un instrument care salvează vieți, dar el trebuie introdus în momentul oportun. Ar trebui să găsim elemente obiective care să justifice introducerea acestui certificat verde și, de asemenea, elemente obiective, măsurabile, care să permită la un moment dat renunțarea la certificatul verde. Rafila a exemplificat cum anume ar trebui ales momentul în care certificatul digital ar trebui introdus, document care nu mai trebuie prezentat ca fiind un instrument opresiv pentru cei vizați. Trește 3 săptămâni consecutiv numărul de cazuri, chiar dacă plecăm de la un nivel foarte jos, cu un coeficient de multiplicare de 1,5 pe săptămână. Și atunci ăsta este un criteriu care spune da, introduc certificatul verde. Când îl scot? Când am un număr de săptămâni de descreștere cu un anumit coeficient și scad sub o anumită incidență cumulată. Nu trebuie să-l prezentăm tot timpul ca un instrument opresiv. Cât despre șeful DSU, Raed Arafat, Alexandru Rafila i-a pus gând rău. Întreba dacă ia în calcul demiterea lui Arafat, cu toate că a spus că acesta și-a făcut bine treaba, Rafila a declarat în cadrul audierilor că va avea o discuție la nivelul guvernului, astfel încât Ministerul Sănătății să aibă un rol activ în gestionarea pandemiei și să nu mai fie coordonate toate activitățile de către Arafat. Voi avea o discuție la nivelul guvernului cu domnul prim-ministru și cu ministrul administrației și internelor și, bineînțeles, cu domnul dr. Arafat, încât acest mecanism să fie schimbat și, în mod evident, Ministerul Sănătății trebuie să aibă toate pârghile la dispoziție, inclusiv informațiile legate de situația asistenței medicale din țară, în timp real, la sediul Ministerului Sănătății, pentru că nu putem să lucrăm ca un soi de anexă a unei structuri.